președintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea potrivit căreia șoferilor le este interzisă folosirea telefonelor mobile atunci când se află în mers, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip mâini libere, anunță administrația prezidențială. Până la această modificare, șoferilor le era interzisă folosirea telefonului mobil în mers, indiferent dacă are sau nu un dispozitiv mâini libere. Ordonanța Guvernului numărul 11 din 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice prevedea că în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare, conducătorului acestuia era interzisă ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video. Legea promulgată vineri introduce ce prevederea potrivit căreia conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefonelor mobile atunci când aceștia se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip mâini libere. De asemenea, au fost modificate două texte din ordonanță, în sensul permiterii autobuzelor de a circula în regim de urgență pe calea de rulare a tramvaiului. Astfel, potrivit textelor, constituie contravenții și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa 1 de sancțiuni, nerespectarea obligației conducătorului de vehicul, cu excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, de a lăsa liber tramvaiul la apropierea acestuia când drumul are o singură bandă. De asemenea, constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a doua de sancțiuni, nerespectarea obligației de către conducătorul vehiculului, cu excepția conducătorului vehiculului destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, de a circula pe un singur șir, indiferent de direcția de deplasare, într-o intersecție în care circulă și tramvaie și de a lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite circulația pe două șiruri.